În viața creștină, uneori experimentăm perioade în care suntem în fața unor alegeri și nu alegem bine, și în felul acesta facem compromis. Iată câteva exemple de compromisuri din conduita creștină. Ești angajat într-o companie și știi că șeful tău a făcut o greșeală gravă și a ales să taci pentru a-ți menține locul de muncă sau pentru a evita eventualele conflicte. Sau ești șef, dar abuzezi de autoritatea pe care o ai și intimidezi pe subordonații pe care îi ai și ignori bunăstarea acestora. Sau ești un om de afaceri care e gata să ofere mite unui funcționar public pentru a obține un contract sau o licență. Ești student, și copiez. Copiez la un examen pentru a avea o notă bună, știind că acest lucru este incorrect. Ești implicat într-o relație romantică cu cineva care este deja într-o altă relație. Poate chiar este căsătorit. Știi că acționezi necinstit și provoci suferință. Îți înșel chiar partenerul, fiind implicat în relații extraconjugale și încalci legământul pe care l-ai făcut față de partener. Să ești o persoană care face multe promisiuni, dar fără vreo intenție de a le respecta, ci doar pentru a avea o imagine bună în fața celorlalți. Să ești părinte și de multe ori în discuțiile cu copilul tău alegi să o colești adevărul, chiar să-l minți pentru a-l proteja. Ești foarte implicat în cariera ta și ai un interes personal și îți neglijezi responsabilitățile de părinte. Nu mai e timp de familie, nici de Dumnezeu. Sau avem de-a face cu un medic care primește mită de la o companie farmaceutică pentru a prescrie doar anumite medicamente pacienților în ciuda faptului că sunt și alte opțiuni. Ești profesor și favorizezi un elev din motive personale, pentru că este copilul finului, al nașului sau al prietenului. Poate ești o persoană care doar exagerează atunci când povestește ceva pentru a atrage atenția asupra unei agende sau pentru a ignora adevărul. Aceste exemple ilustrează modul în care noi creștinii putem naviga zi de zi, confruntându-ne cu diverse compromisuri. Poate nu te-ai regăsit în lista aceasta, dar atunci când auzi cuvântul compromis, ceva în sufletul tău rezonează și știi că acolo, atunci, a fost ceva care nu a fost în regulă. Mesajul de astăzi poartă titlul acesta: Cuvântul lui Hristos către Biserica Compromisă din Pergam. Haideți să deschidem Biblia la Apocalipsa, capitolul 2 și să citim de la versetul 12 până la versetul 17. Pagina în Biblie, 1206. Apocalipsa 2, începând cu versetul 12. Îngerului bisericii din Pergam scrie Iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnii al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o răsc. Pocăiește-te, dar! Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Iată cuvântul lui Dumnezeu către Biserica din Pergam. În situațiile în care noi ne găsim de multe ori și ajungem să facem compromis, Hristos are un cuvânt pentru astfel de momente, astfel de situații și astfel de persoane. Așa cum ne-am obișnuit, scrisoarea este adresată Îngerului Bisericii. Și în celelalte epistole am găsit expresia aceasta Îngerului Bisericii Scriei. De data aceasta este Îngerul Bisericii din Pergam. Prin această expresie, așa cum am văzut, nu dorește Apostolul Ioan să lase Biserica deoparte, să se axeze doar pe echipa de conducere a Bisericii, ci din potriva așteptarea lui Ioan. Este ca această scrisoare să fie citită de toți și să fie primită de toți. Cu alte cuvinte, acest cuvânt al lui Hristos nu este adresat doar echipei de conducere, ci bisericii întregi. Spre deosebire de Efes, unde i-a testat pe învățătorii falși și avea o doctrină corectă, biserica aceasta din Pergam. Era o biserică nesigură în ce privește doctrina. Era o biserică care a acceptat foarte ușor compromisul doctrinar, cedând în fața presiunii idolatre din vremea de atunci. Așa că, pentru această biserică, putem să spunem că învățătura falsă, compromiterea adevărului, compromisul era problema ei sau altfel spus, acomodarea cu sistemul lumii în care trăia, sau tolerarea celor care erau compromiși. La Efes, biserica i-a testat pe învățători și și-a păstrat doctrina curată, în schimb în Pergam. Biserica i-a tolerat pe învățătorii falși și erau prea toleranți și acceptau doctrinele false și viața imorală, iar Iisus trebuie să-i mustre. Dacă Satana nu a putut să facă mare lucru prin persecuție, pentru că Antipa, arhiepiscopul bisericii din Pergam, a stat vertical, atunci el își schimbă tactica și în loc de persecuție, diavolul, înșelătorul, folosește o altă armă, alianța. Dacă n-a mers pe violență prin persecuție, cel rău își schimbă tactica pentru biserica din Pergam și această tactică este alianța. Poate te gândești, dar până la urmă, ce este atât de important, este importantă învățătura? Și aud deseori pe unii dintre noi, ce atâta învățătură, Domnule? Ne ajunge. E suficient cât învățăm. Dragul meu, nu este niciodată suficient cât înveți din Sfânta Scriptură, pentru că atunci când noi facem compromis în viața noastră, avem la baza noastră o înțelegere greșită, convingeri greșite. Adevărul întotdeauna te va conduce la conduită. Dacă faci un compromis la nivelul învățăturii, să nu fii surprins dacă te vei compromite și în toate domeniile vieții. Dacă faci compromis la nivel de credință, la nivel de convingeri pentru mântuirea sufletului, vom aluneca foarte ușor în formalism, în legalism, într-o viață fără Dumnezeu. Sau altfel spus, orice abatere de la conduit are în spate o abatere de la adevăr. Orice trăire în păcat are în spate o credință falsă sau un set de convingeri tolerabile. Presiunea lumii este mare, a fost și pentru Pergam și este și pentru noi astăzi. Sistemul lumii pune presiune pe Biserica lui Hristos. Niciodată lumea n-a iubit Biserica și nu va iubi pentru că domnitorul acestei lumi este Satan. Sistemul lumii este extrem de puternic, pervers și îndreptat împotriva bisericii. Și dacă el nu reușește într-un fel, va încerca să caute o altă metodă. Lumea operează astăzi prin presiune. Și amintiți-vă ce spune Roman 12:1 și 2, când acolo Pavel ne spune să nu ne lăsăm influențați de sistemul lumii. Să nu, ne lăsăm, să nu, lăsăm, ca lumea să modeleze gândirea și comportamentul nostru. Sau o altă metodă este atracția. 1 Ioan 2, 15 și 16 Nu iubiți lumea, spune apostolul Ioan. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Așa că marea ispită cu care noi ne confruntăm și cu care s-a confruntat biserica din Pergam era compromisul. Biserica din Pergam, prin structura textului, așa cum așează Ioan aici, așa cum Iisus vorbește, pune în față față pe Hristos și pe satana. Practic, biserica este așezată între aceste două autorități și ea trebuie să aleagă cui trebuie să se supună. Ca în grădina Edenului, când Adam și Eva au primit porunci din partea lui Dumnezeu și a venit înșelătorul și i-a atras în cursă și în felul acesta i-au căzut. Tot așa în biserica din Pergam, erau câțiva sau niște oameni care au fost atrași în cursa compromisului. Așa că reține, compromisul este arma celui rău de a trage pe credincioși în cursă și de a-i întoarce de la calea lui Hristos. Această confruntare între Hristos și satana va avea la final un deznodământ în care noi vom celebra, pentru că în Apocalipsa 19 și 20, confruntarea aceasta finală va hotărâ cine este biruitorul. Biruitorul este mântuitorul sufletelor noastre, Isus Hristos. Dar până atunci trebuie să fim conștienți de acest război, de aceste influențe pe care cel rău le strecoară în Biserica lui Hristos. Haideți mai departe să ne uităm puțin la Biserica din Pergam. Puterea Pergamului. Orașul acesta, faimos Pergam, era un centru politic important. Pergamul era localizat, Pergamul Antic, la 65 de kilometri de Smirna, în nord, și aproximativ 25 de kilometri de malul Mării Egee. Era un oraș construit pe un deal conic de aproximativ 300 de metri și a fost întemeiaș de coloniști greci. Aici, Alexandru Macedon, sau unul dintre generalii lui Alexandru Macedon, a ascuns un tezaur important al statului. Aproape 9.000 de talanți de aur, adică 320.000 de kilograme de aur, era o fortăreață puternică, Pergamul. Mai târziu, orașul acesta devine capitala provinciei romane din Asia. Aici locuia proconsul roman. Proconsul roman avea prerogative maxime, putea rosti sentințe capitale fără a avea nevoie de aprobarea Romei. Autoritatea aceasta a proconsolului era simbolizată printr-o sabie cu două tăișuri. Pe vremea scrierii acestei scrisori, în Pergam locuia aproximativ 200.000 de oameni. Iar orașul, astăzi, poartă numele de Bergamo din Turcia și are doar 20.000 de locuitori. Pergamul era un centru cultural important al vremii. Era spuma civilizației elene, aici, în Pergam. Era renumit prin școala de sculptură. Aveau cele mai faimoase sculpturi ale lumii. Orașul avea 5 teatre. Pergamul avea și un mare centru medical. Templul zeului Asclepios era o stațiune pentru cei bolnavi. Bolnavi veneau din diferite locuri și erau tratați cu tehnologia de atunci, băi de soare, băi de apă, prin muzică, rugăciune și prin interpretarea viselor. Simbolul zeului Asclepios era un șarpe. A fost zeul medicinei în mitologia greacă, preluat de mitologia romană. Lumea medicală încă mai folosește acest simbol. Templul zeului Asclepios era plin de șerpi îmblânziți. Bolnavilor îi se permitea să doarmă noaptea în templu și în felul acesta șerpii îmblânziți îi atingeau. Și atingerea șerpilor îmblânziți era considerată a fi atingerea zeului însuși. Dar nu numai din punct de vedere medical era faimos și din punct de vedere al bibliotecii. Conținea o bibliotecă imensă de 200.000 de volume, suluri de pergament. Era cea mai mare, una dintre cele mai mari biblioteci în vremea antică. Bibliotecarii din Pergam au dezvoltat materialul din piei de animal numit pergament. Cultura a făcut sistemul lumii să fie extrem de atractiv. În al treilea rând, Pergam era un centru religios păgân. Aici avem mai multe nivele de religioase păgâne, zeitățile locale, Dionisis și Asclepios. Dionisis era mitologia greacă zegul vegetației al pomiculturii, Bacus la roman. Zeitățile Elene, Zeus și Atena, care au stăpânit lumea, templul lui Zeus era imens. Avea un altar uriaș pentru acest templu, Zeus avea un altar uriaș și baza era de 38 de metri cu 29. Alături de aceste zeități mai avem închinarea romană, închinarea adusă lui Cezar, un templu imens pentru Cezar. Aici, în Pergam, Augustus Cezar și-a construit un templu și îi se aducea închinare. Foarte multe presiune se exercita pe biserica din Pergam. Aceste... Nivele religioase păgâne puteau foarte multă presiune. De aceea Domnul Iisus spune că aici este scaunul de domnie al satanei. Sunt mai multe posibilități de interpretare, forma aceasta arată ca o forma unui scaun și posibil Ioan sau Domnul Isus, pentru că sunt cuvintele lui, se referă tocmai la forma aceasta altarului lui Zeus sau poate se face referire la cultul zeului Asclepios sau la închinarea adresată cezarului. Cert este că Pergamul avea în el religiile false ale lumii și a devenit în felul acesta scaunul de domnie al satanei. Toate acestea ne spun că biserica din Pergam era într-o zonă dificilă și Isus îi spune, știu unde locuiești. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnii al satanei. Domnul nu le cere să părăsească orașul Pergam. Noi uneori când suntem confruntați cu situații dificile, cu presiune, parcă vrem să scăpăm, să fugim de situațiile acelea. Dar Domnul spune bisericii, știu unde locuiești. Dumnezeu vrea să ne dea victorie acolo unde ne găsim. Dar oare care era problema Pergamului? Problema lor nu era îndepărtarea de credință, pentru că Domnul laudă Biserica din Pergam pentru că n-ai lepădat credința în versetul 13. Biserica a păzit numele lui Hristos, tu ții numele meu, în mijlocul presiunii, n-ai lepădat credința, ții numele meu. Adică, proclama acele adevăruri ce țin de întruparea viața, moartea și învierea și înălțarea lui Hristos. Toate acestea noi știm că s-au întâmplat după Scripturi. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. El s-a înălțat la cer, unde acum domnește, este împărat și mare preot. Știu unde locuiești. Poate și nouă Dumnezeu ne spune astăzi, poate unora dintre noi știu unde locuiești. Știu că ești într-un mediu ostil. Și chiar dacă este ostil mediul în care tu trăiești, tu trebuie să trăiești onorabil, având fidelitate față de Dumnezeu. Știu unde locuiești. Dar aștept, spune Isus, o loialitate maximă de la tine, supremă. Oare cum ne este asaltată loialitatea? Cum ești influențat astăzi de cei din jur? Dacă chiar acum ești testat în zilele acestea, aș vrea să te încurajez, să te încurajez și să spun ține numele lui Isus Hristos mai presus de orice și nu le preda credința lui Isus Hristos. Credința în El, numele Lui, sunt două lucruri pe care te încurajez să le ții. Biserica nu și-a lepădat credința. Domnul Isus recunoaște spunând: N-ai lepădat credința mea. Adică n-ai renunțat la credință, nu ți-ai ascuns relația cu mine. Mai mult decât atât, Biserica din Pergam a rezistat persecuțiilor. Martorul credincios Antipa, episcopul Bisericii din Pergam, a fost a fost sacrificat, a fost persecutat și executat de către slujitorii zeiței Isis. Într-o încăierare cu aceștia, acest Antipa n-a mai rezistat, ci s-a confruntat cu zeii aceste, acestei zeități, cu slujitorii acestei zeități. Acești oameni spuneau că în visele lor primesc mesaje de la zeița Isis, pentru că antipan slujește unui Dumnezeu diferit și dacă Antipa nu este dat afară sau nu este omorât. Tradiția spune că aceste vise au determinat pe slujitorii zeiței Isis să iau hotărâre și să-l scoată afară pe Antipa. Și în felul acesta Antipa este omorât. Da, biserica rezistă la presiune, depășește marele test însă problema lor este că nu depășeau testele mici. Problema bisericii din Pergam era compromisul și acomodarea față de sistemul lumii. Biserica este condamnată pentru că a tolerat doctrinele false. Deși plătise prețul acesta al credincioșii față de numele lui Isus și al credinței, totuși au neglijat ceva foarte important în interior, era un grup de oameni, niște, câțiva, un fel de putregai în biserică. Și au pornit din lăuntul bisericii și biserica i-a tolerat. Hristos este gata să folosească sabia scuțită cu două tăișuri împotriva celor care au schimbat adevărul. Unii din biserică țineau de învățătura lui Balaam și a Nicolaiților. Aceasta era problema bisericii din Pergam. Dacă recitim versetul 14 și 15, iată ce spune Mântuitorul. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jerfite idolor și să te dea la curviei. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin de învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Cu alte cuvinte, credincioșii din Pergam, unii dintre ei, participau la ritualuri pline de orgii păgâne și veneau și la biserică. Erau niște, câțiva din biserică. Să nu uităm ce spune Apostolul Pavel, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Mare grijă cine intră în biserică, pe cine îngăduim, pentru că puțină degenerare morală va aduce multă stricăciune la final. Dragul meu, dacă în perioada aceasta e o conduită îndoielnică, permisivă, tolerantă, cu tine, cu ceea ce trăiești și accepti compromis în viața ta, ai grijă de tine. De fapt, cele două învățături, învățătura lui Balam și învățătura Nicolaiților, sunt una și același lucru. Balam are un aspect ambivalent în, în Vechiul Testament. Îl găsim ca și ghicitor dintre neamuri, dar și profet. Balam este o figură controversată în scriptură. El se intitulează în Numeri, capitolul 22, dacă găsiți, citiți acolo, cel care are ochii deschiși și cel care face profeția referitoare la steaua care răsare din Iacov. Dar, din Numeri până în Apocalipsa acest personaj, Balam, orchestrează, fiți foarte atenți, apostazia pentru poporul lui Dumnezeu în câmpia Moabului. Balam este la intersecția dintre poporul lui Dumnezeu și Moab. Este un ghicitor din zona Mesopotamiei, un vechi cunoscător al culturii și al regiunii. Iată ce spune Vechiul Testament în numer 22 până la 31. Balac, Împăratul Moabului face o întâlnire cu ofițerii și fac un plan cum să învingă pe Israel. Pentru că se tem de Israel, aceștia vor să folosească puterea ghicitorului Balam. Îl invită pe Balam printr-o escortă, acesta refuză, mai trimit din nou escortă, mult mai puternică, cu promisiuni mai mare de bani. Până la urmă, Balam acceptă să meargă. Dar Dumnezeu îi spune să nu blestem poporul acesta, pentru că este binecuvântat. Pe drum când Balam pornește spre Balac, îngerul îi se așează în dreptul măgăriței, măgărița se împotrivește să meargă, vede pe înger cu o sabie scoasă, iar Balam spune măgăriței, dacă aș avea o sabie, te-aș ucide pe loc. Îngerul îi spune că drumul pe care el merge este un drum care duce la pierzale. Balam mergea din motivații greșite și mergea pe un drum spre pierzare. Balam se întâlnește cu Balac, de trei ori merg pe munte în trei locuri diferite pentru a blestema poporul lui Dumnezeu. Dar blestemele, când descântecele și vrăjitoria, n-au niciun efect asupra poporului lui Dumnezeu, ci din potrivă, el îl binecuvântează pe Israel de trei ori. Balac este mânios pe Balam și amândoi pleacă acasă. Dar în număr 31, Balam, profetul acesta, este omorât de sabe israeliților în timp ce se face dreptate. De ce? Pentru că Balam a găsit cu cale să obțină bani. În versetul 16 din număr 31, iată, ele sunt acelea care după cuvântul lui Balam au târât pe copilul Israel să păcătuiască împotriva Domnului. Și atunci a izbutit urgia în adunarea Domnului. Dar am ceva împotriva ta, spune Isus. Tu ai acolo oameni care țin la învățătura lui Balam. Cu alte cuvinte, Balam îl consizilează pe Balac în felul următor. Îți voi spune cum să-l învingi pe Israel. Prin compromis. În numărul 25, Moabiții și Madianiții invită pe Israel la o sărbătoare în cinstea zeului Bal. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la Dumnezei, la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea lor. Israel s-a lipit de bal pe or. Israel este înșelat cu ajutorul sfatului lui Balaam. Dumnezeu judecă Israelului, liderii sunt executați, 24 de mii mor în ziua aceea. Idolatria, cochetarea cu sistemul lumii, a fost calea de a nimici poporului Dumnezeu, nu prin forță, nu prin arme, ci prin alianță. În nou testament Petru spune în 2 Petru 2 cu 15 Balaam a iubit plata fără de legii. Te voi învăța cum să-l deturnezi, îi spune Balam lui Balac. Și Balam l-a învățat că blestemul nu are niciun efect, dar va folosi o altă metodă. Deturnarea închinării. Au mâncat din jerfele idolilor și s-a alterat curăția poporului evreu. Balam, într-una din intervențiile sale, când era pe munte să binecuvinteze poporul, îi spune că acest popor e un popor separat, care are mentalitatea lui Dumnezeu, are un comportament care nu se confundă cu al neamurilor și aș vrea și eu să fiu ca ei. Însă, acest ghicitor îi oferă această soluție ca să învingă pe poporul și anume compromisul. Atenționarea lui Pavel către Timotei în epistolele sale este întotdeauna cu privire la învățători. Ai grijă, Timotee! ce învățători așeze în biserică. Ai grijă ce învățătură se dă în biserică, pentru că învățătura sănătoasă este extrem de importantă să fie în biserică și potrivnicii să fie dați afară. Și avem exemplul lui Imineu și Alexandru care sunt dați afară din biserică. Biserica trebuie să fie astfel organizată în așa fel încât să se păstreze în ea învățătura sănătoasă episcopii, diaconii nu puteau fi aleși în slujbă dacă nu erau în stare să învețe pe cei din jur. Lumea va întinde o cursă bisericii. Sistemul lumei va întinde o cursă sufletului tău. Aș vrea să te încurajez în această dimineață să păstrezi dragostea față de Hristos în inima ta. Biserica trebuie să rămână întotdeauna un reper de măreție. Biserica întotdeauna trebuie să, să rămână un reper al oamenilor care trăiesc plin de evlavie. Biserica întotdeauna trebuie să rămână un reper al dragostei lui Dumnezeu, al faptelor bune. Tactica pe care Satan o va folosi este să aducă cultura moabisilor să o confunde cu ceea ce poporul lui Dumnezeu face în închinare. Pentru că nu poți să te închin în numele lui Dumnezeu și să accepti și cultura moabiților. Balac, te voi învăța cum să-i dai gata. Prin curvie, prin trezirea poftelor și prin pervertirea închinării pe care aceștia o aduc lui Dumnezeu. O închinare amestecată. Oare sunt și astăzi oameni ca Balam? care prin viclenie vor să ducă poporul cre sau credincioși în apostazie, ei folosesc de cele mai multe ori filiera aceasta a hipersexualității și a închinării depravate, cu alte cuvinte, imoralitatea sexuală și idolatria. Concluzia învățăturii lui Balaam a fost compromisul, acomodarea cu sistemul lumii. De fapt și nicolaiții, ca și cei care țineau de învățătura lui Balaam și ei învățau în biserica din Pergam același lucru. Această sectă de origine gnostică care delimitau viața fizică de cea spirituală, spunând că materia este rea, trebuie să-i dai tot ce vrea, spiritul este bun și liber. Moralitatea nicolaiților ducea la libertinaj, erau antinomieni, adică respingeau legea morală. Erau niște înșelători, toți cei care au promovat această practică falsă în biserica din Pergam, acestora nu le păsa de Isus Hristos. Ei întotdeauna strecoară jumătăți de adevăr. Nu-ți spun în față tot ce cred. Ei răstălmăcesc Biblia. Iar Petru ne spune în 2 Petru 3 cu 16 și 17 Nu vă lăsați târâți în aceste nelegiuiri și să nu vă pierdeți tăria. Ei spuneau ceva de genul, este în regulă să mănânci carnea jertfită idolilor? Este în regulă să aduci în viața ta și puțină imoralitate? Nu fi de modă veche, dacă dorești să slujești lumii și să fii relevant, trebuie să te identifici cu ea. Să faci și tu aceleași lucruri, să nu fii diferit de ei. Dumnezeu spune contrariul. În 1 Corinteni 6, cu 9 și 10, El spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă biserica din Pergam a fost atacată de învățătura Nicolaiților și de învățătura lui Balam, și biserica de astăzi este atacată în învățătura ei. Este tactica șarpelui de a compromite în orice verme. El acționează prin compromis, compromis teologic în prima dată, în primul rând. Să renunțăm fiecare din noi la ineranța Bibliei pentru a accepta criticile erudiților moderni. Să renunțăm la creație pentru a fi acceptați de așa zisa lumea științifică. Însă, tot Petru ne spune în 4 cu 11, în prima sa epistolă, în Biserica lui Hristos, Trebuie să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Sunt mai multe filtre pentru a depista pe învățătorii falși, multe filtre pe care noi putem să le avem. Examinează-le teologia, vezi ce cred, pune-le întrebări. Examinează-le conduita, după roadei vei cunoaște. Examinează-le lucrarea, slujirea. Au aceștia o preocupare exagerată spre propria persoană n-au nicio discreție. Și ceva foarte interesant, că uneori Dumnezeu îngăduie să fim în preajă unui învățător fals, tocmai ca să ne testeze fidelitatea noastră față de el. De aceea trebuie să fim treși. Nu contextul ostil politic, cultural, ideologic, religios, moral, a pus în pericol destinul veșnic al celor din Pergam, ci învățătura lui Balam și învățătura Nicolaiților. Dragul meu, nu fi neglijent cu învățătura pe care o asimilezi. Orice fel de învățătură pe care tu o asculți, trece-o prin filtul Sfânt, Sfintelor Scripturi și vezi dacă ea aduce roadă. Ai grijă de sufletul tău, cunoaște-L pe Dumnezeu prin cunoașterea Scripturilor și nu te lăsa dus în coace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Hristos pentru biserica din Pergam are un cuvânt. Știți care este cuvântul acesta? Versetul 16. Pocăiește-te. Putem să spunem și noi astăzi cuvântul acesta? Pocăiește-te. Interesant că El ne lasă să alegem. După ce el vorbește bisericii din Pergam, spunând care este problema, spunând ceea ce apreciază, el oferă și soluția. Atunci când Isus îți vorbește inimii tale, când Duhul Sfânt atinge viața ta, întotdeauna El îți va oferi soluția de care ai nevoie. Și soluția pentru a ieși din starea de compromis este pocăiește-te. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Mă voi război cu cei care sunt câțiva, care țin învățătura nicolaiților, care aduc o piatră de potignire credincioșilor, pentru că doresc ca aceștia să se întoarcă de la învățătura aceasta, dar vreau ca și biserica să se pocăiască. Adică chemarea aceasta la pocăință este adresată deopotrivă celor care erau cu învățătura nicolaiților, dar și bisericii. Este adresată bisericii pentru că biserica trebuia să-i disciplineze pe cei care țineau învățătura aceasta falsă. Iar pocăința înseamnă tocmai această curățire doctrinară din sânul bisericii. Odată ce Hristos vorbește și ne spune să ne pocăim, El se așteaptă ca noi să acționăm. Iar pocăința înseamnă schimbare radicală, stop compromisului cu alte cuvinte renunță la tolerarea învățătorilor mincinoși, renunță la acomodarea cu lumea. În Iacov 4 cu 4 ne spune Biblia, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dragul meu, Hristos urăște faptele nicolaiților. În Apocalipsa 2 cu 6 și în 2 cu 15, așa ne spune Domnul Isus Hristos, eu le urăsc. Să nu crezi că lucrurile acelea pe care tu le faci și sunt împotriva învățăturii sănătoase ale Scripturii, sunt acele lucruri pe... și lui Hristos îi plac acele lucruri. Nu, Hristos urăște faptele nicolaiților. Deci aș vrea să, bine să ne întrebăm astăzi, care sunt motivațiile și acțiunile noastre? Ce învățăm sau ce acceptăm, ce primim ca și învățătură? Fiecare trebuie să se examineze în fața cuvântului lui Dumnezeu pentru a păzi cuvântul și a-l împlini în viața noastră. Pentru că teologia pe care o ai determină conduita ta și mai departe destinul tău veșnic. Sabia scuțită cu două tăișuri ne amintește de pasaj din Evrei 4 12 care spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Iisus vrea să folosească și putea să folosească această sabie ascuțită cu două tăișuri pentru a face această separare în biserica din Pergam. Pentru a separa pe cei care țineau învățătura lui Balam și a Nicolaiților, de biserica sa, dar oferă un regaz de pocăință. Pocăiește-te! Pocăiește-te! Alternativa? Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Dacă nu te pocăiești, Hristos va veni ca judecător. Hristos se va identifica pe sine ca fiind sabia, cel care ține sabia scuțită cu tot tăișuri. Iar promisiunea Pergamului este în versetul 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care, nimeni, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Promisiunea întotdeauna este legată de problemă sau de învingerea problemei. Și aici promisiunea stă în mană, mană ascunsă, în piatra albă și în numele nou. Așa că cei care vor birui, vor primi mana ascunsă. Mana ascunsă care este Hristos însuși. Mana este simbolul hranei. Atunci când evreii au mers prin pustiu și au călătorit, au primit mană. Toți aceia care au fost credincioși au primit mană. În Noul Testament, în Ioan 6, de la 31 la 35, găsim această descriere a Domnului Isus Hristos ca fiind pâinea vieții. Isus le-a zis, Ioan 6, cu 32, adevărat vă spun, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i a zis eu, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Iar de la versetul 48, tot din Ioan 6, Domnul Iisus spune, de la versetul 48, Eu sunt pâinea vieții, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Hristos însuși este mana ascunsă și biruitorii vor avea parte de ea. Piatra albă cu numele nou este un simbol antic al eliberării sau al onorării cuiva. Stabilea identitatea cuiva. Acorda un fel de permisiune să intri undeva. Era și un verdict în instanță. Era achitat. Putea reprezenta un onor pe care îl puteai primi. O placă albă cu numele tău scris pe ea. Și în felul acesta era întreținut din bani publici semnifică într-un fel intrarea noastră la sărbătoarea mirelui ceresc. Numele nou reprezintă caracterul persoanei, un caracter lucrat în noi. Pentru că povestea ta și a mea este mai mult decât suntem noi acum. De-a lungul vieții primim tot felul de nume. Primim un nume la naștere. Oare ce semnifică numele pe care îl ai? Acest nume ne urmează în trecerea vieții. Însă, pe parcursul vieții mai primim tot felul de nume, unele calde care ne mângâie, ne ridică, altele ne dor, ne chircesc, ne rănesc. Dar, dragul meu, la intrarea în viața veșnică, fiecare dintre noi va primi un nume nou, pe care nu-l cunoaștem încă. Un nume care va caracteriza trăirea, decizia, alegerea și faptele. Veșnicia este atât de promițătoare pentru noi încât numele pe care îl purtăm nu rezistă. Și noi trebuie să primim un nume nou. Dumnezeu lucrează la un nume astăzi, unic, pe care ni-l va da fiecăruia dintre noi. Oare cum vei fi numit cu noul tău nume? Numele acesta va cuprinde caracterul tău. Oare cum vei fi numit? Oare ce nume vei purta în cer? Chiar în perioada aceasta, poate caracterul tău ți este testat și ai îngăduit poate compromisul, ispita să vină și să te influențeze. Dumnezeu testează caracterul tău și îl formează pentru că vrea să-ți dea un nume nou. La final putem spune că și esența scrisorii către Pergam a constat în ideologia pe care ei au avut-o, care a fost una falsă, a tolerat învățătorii falși, chiar dacă aceștia făceau față persecuției și martirajului. Pericul cel mai mare pentru veșnicie nu au fost date circunstanțele în care s-a aflat biserica, ci de ideologia cu care s-a hrănit. Dragul meu, leagă identitatea și inima ta de cuvântul lui Dumnezeu. Hristos niciodată nu va accepta să fie amestecat nici cu zeii pergamului, nici cu zeii lumii moderne, nici cu zeii care defilează astăzi pe Netflix sau la Hollywood sau în nu știu ce loc de pe acest pământ. Eu nu știu unde se găsește astăzi scaunul de domnie al satanei, dar putem spune că influența lui este în orice loc, este împrăștiată peste tot. Hristos dorește ca noi să fim curați și să ne împotrivim compromisului. Nu accepta niciun fel de compromis în viața ta. Fugi de viața duplicitară. În privat poate mănânci lucruri ejerfite idolilor, poate ajungi chiar să curvești, iar în public ești diferit. Dragul meu, aș vrea să-ți amintesc, Iisus Hristos te-a făcut o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Regenerarea vieților noastre nu depinde de activismul nostru religios. De relațiile pe care le avem, ci schimbarea noastră și trăirea noastră depinde doar de Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Și vreau să-ți amintesc că ai fost binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. De aceea Pavel spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. În El Dumnezeu te-a ales să fii sfânt și fără prihană, după ce în dragostea Lui te-a rânduit mai dinainte să fii înfiat prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale spre lauda slavei sale pe care ți l-a dat în preiubitul Lui, dragul meu, în Hristos ai răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a revărsat din belșug peste noi, în orice fel de înțelepciune și de pricepere, toate acestea au fost revărsate peste noi. În El am fost rânduiți să fim și moștenitori. Prin hotărârea Celui care face toate după sfatul voii sale și toate acestea să le ducă la îndeplinire prin Fiul Său Isus Hristos. Ține-te de Mântuitorul Iisus Hristos. Îmi place așa de mult că în biserica aceasta, în biserica noastră, cântecele noastre îl au în centru pe Isus Hristos. Apreciez așa de mult echipa de închinare că este atentă la ceea ce se cântă în biserică și așează orice cântec prin prisma aceasta a învățăturii, a doctrinei. Doctrina este extrem de importantă. Haideți cu toții ca și biserică să rămânem lipiți de învățătura sănătoasă. Te încurajez să mergi la un grup mic de studiu biblic. Poate n-ai reușit să mergi până acum sau nu te-ai înscris la un grup mic din biserica noastră, dar te încurajez, du-te la un grup de studiu biblic și acolo pune întrebări. Pentru că știu că ai multe întrebări cu privire la viața ta. E important să faci parte dintr-un grup mic și în felul acesta viața ta de credință să înflorească și să crească.